Andreea, cum ar trebui noi să pregătim copilul pentru școală? Ce să-i spunem? Este nevoie să punctăm un pic și să obișnuim copiii cu ideea de ceea ce înseamnă școală și cu niște așteptări realiste vis-a-vis de școală. De curând am observat un părinte luându-și la revedere de la copilul lui și spunându-i distracție plăcută. Este nevoie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă foarte clar ce se întâmplă acolo. Școala nu este locul de joacă. Îți promit că în 2 săptămâni, dacă scoți tableta, televizorul, telefonul, copilul tău va face un salt de cel puțin o jumătate de punct. Ajungem la cazul copilului care este agresiv și care bate. Copiii nu realizează de foarte multe ori impactul pe care îl au asupra celorlalți. Am avut în discuțiile cu copiii, îmi spuneau, dar doar l-am împins ușor. Tot la mami e cheia. Dacă ea folosește agresivitate când se supără, nu neapărat fizică, doar ridică glasul, doar e impetuoasă, doar îi scârție vocea într-un anumit fel. Vă promit că este perfectul aluat pentru a-l face păsta un mic bătăuș la grădiniță. Impulsivitatea mamei este singura realitate pe care el știe să o dea ca pe o leapșă în colectivitate. Vreau să ajutăm un pic părinții cu niște sfaturi legate de oboseala copiilor. Primul lucru pe care l-au de făcut este exact cum spui tu, să respecte o oră de culcare în fiecare seară. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine Oana Moraru, expert în educație și parenting, fondator de școală, autor de cărți, și Ioana, invitata noastră de astăzi, este Andreea Răvaș. Andreea este învățătoare de vreo 20 de ani, a fost și educatoare, acum este director educațional la școala Helicon și așa când te prezint, Andreea, îmi vine să spun, cum am spus noi toată copilăria noastră, doamna învățătoare, a venit doamna învățătoare să ne învețe pe noi părinții cum să-i pregătim pe copii să le fie bine parcursul ăsta la școală, pentru că am remarcat, Oana, preocuparea asta a tuturor legată de școală, mai ales în primii ani. Da, părinții simt după primele 2 luni de școală cât de diferit e copilul lor. Da? Și poate e bine în emisiunea asta dacă reușim să-i ajutăm să înțeleagă cât poate face o învățătoare în clasă, pentru că Andreea este un învățător foarte bun. Foarte bun, care a lucrat cu toate tipurile de copii și are răspunsuri și practica acestor răspunsuri și cât putem face acasă ca părinți, pentru că de multe ori așteptarea părinților este ca învățătorul acesta minunat să facă minuni dincolo de puterea profesiei, nu mai zic a omului. Alte ori învățătorul are așteptări uriașe de la familii și învinovățiri legate de, hei, tu îți educi copilul, eu doar îl instruiesc. Și poate în emisiunea asta, cât putem, că nu e timp, e vorba de ore în șir aici, să găsim niște departajări care ne ajută pe noi părinții și profesorii să lucrăm împreună, nu doar să spunem asta e treaba ta, asta e treaba mea, dar și pe fondul ăsta foarte anxios, pentru că există copilul agitat, copilul sensibil, copilul supradotat, copilul care rămâne în urmă, copilul care are nevoie de multe repetări până la urmă chiar pricepe, copilul care face salturi uriașe în gândire, dar nu are ordine în ceea ce lucrează, copilul dependent de ecrane, care nu mai are putere de concentrare, copilul cu deficit grav de atenție sau cu deficit grav de atenție pe fond emoțional, copilul care trece prin tot felul de povești dificile din punct de vedere emoțional acasă, copilul care nu se poate conecta la învățătoare sau învățătoarea la el. Diversitatea copilului e atât de mare, așteptarea părinților e una. Să fie bun, să ia nota 10, să ia FB, să ajungă un atlet intelectual. Da, despre, de aici aș vrea să pornim, Oana, și chiar vreau să o întreb pe Andreea. Uite, Andreea, cum ar trebui noi să pregătim copilul pentru școală? Ce să-i spunem? Eu am auzit multe povești de genul, mama, copiii sunt speriați când trec de la grădință la școală, e o altă etapă, schimbă de obicei instituția, colegii. Și atunci ce le spunem, dincolo de faptul că, vai, ce frumos o să fie la școală? Și dar ce frumos o să te distrezi. Este, exact, și ce o să te distrezi?
Da, legat de lucrul acesta, cred că este nevoie să punctăm un pic și să obișnuim copiii cu ideea de ceea ce înseamnă școală și cu niște așteptări realiste vis-a-vis de școală. Exact cum ați spus și voi puțin mai devreme, de curând am observat un părinte luându-și la revedere de la copilul lui și spunându-i distracție plăcută. În momentul în care intri pe poarta școlii cu așteptarea că te vei distra, iar apoi vei intra în bancă și vei avea de rezolvat niște sarcini de lucru, vei crede că nu te distrezi și că, de fapt, ziua aceea la școală este poate pierdută și că nu ai făcut lucrul acela pe care așteptai să-l faci. Legat de școală, cred că este nevoie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă foarte clar ce se întâmplă acolo, că este locul în care desfășurăm activități, locul în care învățăm, locul în care ne jucăm, locul în care ne facem prieteni, locul în care stabilim legături. Este un loc în care o să petrecem un timp și o să avem o mulțime de activități, unele dintre ele mai plicticoase, altele mai distractive, dar școala nu este locul de joacă. Este un loc în care sunt reguli. Apropo de asta, mi-amintesc că am întrebat-o pe Ana: mami, și ce îți place cel mai mult la școală? Și mi-a spus pauza. Da, pentru că la vârsta aceasta mică și chiar până la 14-15 ani, pentru creierul copilului care învață, viața socială e mai importantă decât temelia intelectuală pe care și-o pune pentru viitor. În mintea lui, cel mai important este să fie văzut, să-și facă prieteni, să găsească în învățătoare un alt racord emoțional, al doilea după mama și al treilea după educatoare. El nu vine acolo ca să se instruiască, el știe că trebuie să se instruiască, că ăsta e planul pentru viitorul lui, dar realmente sufletește, el trăiește emoția de zi cu zi a faptului că se vede prin ochii ei, prin ochii colegei, prin ochii... Și sigur că la început toți spun că le plac orele de sport și pauzele, adică orele în care se simt ei înșiși, e joacă, e libertate. Asta nu înseamnă că nu le place și ora și că acolo constrângerea nu e percepută neapărat toxic. Sunt învățători care fac greșeala sau părinți care delimitează joaca-i joacă, munca-i muncă. Gata, s-a terminat cu copilăria, începe treaba. Și asta când intră copilul în clubul la pregătitoare. Și ăsta când intră în clasă se gândește că ora este locul unde nu se mai joacă deloc. Nu, în oră un învățător bun are și elemente jucăușe care leagă abilitatea minții de a face conexiuni când e vorba de forțarea aia intelectuală pe care toți trebuie să o facem, de la ținutul creionului în mână până la ascultatul întrebării și răspunsului, la ascultatul colegului. Plăcerea asta așa extraordinară este sigur și a noastră, a profesorilor, și nouă ne plac pauzele, și nouă ne plac pauzele de cafea, nu, și chit-chatul din curtea școlii. Dar nu ne sperie că le place. Foarte bine, le place pauza. Asta este un lucru important pentru că încarcă pe partea asta socială, care este de fapt focul care alimentează nevoia de a face efort intelectual. Un copil care e bine din punct de vedere social e dispus să aibă mai bun autocontrol în clasă. Nu? Da, și să facă efortul de a învăța și de a rezolva solicitările pe tot parcursul activităților de învățare. Și pauzele sunt importante, nu-i așa? Sunt învățători care nu dau pauze. Cum dai pauze, Andreea? Întotdeauna pauzele e nevoie să fie luate și întotdeauna în pauze mi se pare foarte important ca învățătorul să fie printre copii. Știu că sunt anumite limitări și modele, poate, în care învățătorii spun ok, pauza copiilor este și pauza mea, am și eu momentul acesta de respiro. Realitatea este că în pauză găsești acele momente în care să te conectezi cu copilul, în care să construiești relația, în care să afli ce îi place sau să-l vezi în diferite alte situații care să-ți ofere ție informații despre el și pe care tu apoi să le aduci în timpul orei, astfel încât să ajungi mai ușor la el și ora să nu fie o corvoadă și un trebuie să fac. Dar cum faci tu să clădești încrederea asta copil învățător, astfel încât copilul să se simtă confortabil,
să vină la tine, să spună ce probleme are, dacă îl doare ceva, dacă îl deranjează un coleg, uneori chiar și lucruri de acasă, nu? Presupun că ai auzit multe lucruri de acasă. Bineînțeles. Voi începe cu exemplul clasei pregătitoare pe care am avut-o când am început colaborarea cu Ana și cu un grup de copii noi, școală nouă, șefă nouă, părinți noi, totul nou, mergeam în fața copiilor și le ceream să facă ceva. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, dar cine sunt eu să le spun, ia-ți cartea, aduți penarul, aduți, cercuiește și fă tot ceea ce-ți spun. De ce ar face lucrul ăsta? Pentru că dacă nu am o relație cu el, sunt doar un străin care vine și dă niște comenzi. Și plecând de la ideea asta, am învățat să construiesc, întrebându-i despre ceea ce le place, jucându-mă cu ei, efectiv intrând în jocul lor. Copiii au senzația, sau poate și noi adulții și părinții, că undeva profesorul este într-o parte, copiii sunt în altă parte, iar profesorul se urcă pe un piedestal, iar copilul este undeva mai jos. În momentul în care intrăm în jocul lor, ajungem pe picior de egalitate și atunci el cu siguranță va veni apoi și când are o problemă și când vrea să ne spună ceva și când are nevoie de ajutor în fiecare moment, pentru că construim această încredere. Și în cazul părinților, pentru că cel puțin în primii ani părinții au tot soiul de îngrijorări, de temeri și presupun că iau profesorul, învățătorul de bun și încep să-l bombardeze cu mesaje. A mâncat, a scris, se descurcă. Mută-l din banca aia, că nu cred că stă bine acolo în bancă. Da, voi știți mai bine ce probleme am. Cu tărică, dacă ați putea să nu-i mai puneți împreună. Spune că se plictisește un pic la ora de. Deci părintele are reacții după începutul anului școlar, dacă are loc să-și le exprime, ca orice alt copil. Sau vrea să controleze, vrea la să școală controleze, ca și acasă, vrea nu? Să știe, da, ți-e greu, e copilul tău mic pe care îl dai în lume și observi de la zi la zi că îi se întâmplă tot felul de lucruri pe care tu nu le mai poți controla sau care aduc uneori tristețe, nu? Cum faci față cu părinții, cum faci față părinților? De cerințe din partea părinților. Eu am terminat activitatea la clasa anul trecut și la a patra. La a patra și în general la clasă, la pentru clasă. Că mai intru foarte puțin la ore, dar am terminat cu ideea aceasta de am devenit un profesor fericit. Nu am fost un profesor fericit întotdeauna, dar am devenit pentru că mi-am propus lucrul acesta. Iar legat de întrebarea ta, am construit la modul în care să reacționez acestor mesaje pe care le au și cerințe pe care le au părinții. Pentru că avem tendința în momentul în care primim un mesaj de la părinți, prima reacție să fie iar îmi cere ceva, iar vrea ceva, iar nemulțumit. Este de cele mai multe ori. Și da. În momentul în care plecăm cu ideea aceasta, tindem să răspundem poate într-un mod nepotrivit sau poate să ne încărcăm și noi și atunci în loc de starea aceea de bine pe care o vrem, nu o să fim încărcați și agitați și nervoși. Așa că a fost nevoie de o resetare a modului în care privesc mesajele de la părinți, să înțeleg că dacă un părinte îmi trimite un mesaj la 9 seara, nu-mi trimite ca să mă deranjeze, ci pentru că atunci a sesizat ceva, poate că atunci are el timp să facă lucrul acesta. Iar eu îi pot răspunde în acel moment, da, am văzut, revin cu un mesaj dacă nu pot să-i răspund efectiv în acel moment, dar nu mă mai încarc. Este un lucru pe care îl fac foarte multe învățătoare în momentul în care vin mesajele. Și cred că ajutorul de bază pentru noi este acesta, cum văd mesajele de la părinți și să înțeleg că în spatele lor este o nevoie și nu o întrebare, sau este un uneori atac, da. Doar pentru a clarifica o situație, nu un atac asupra mea. Da, evident că și părinții au nevoie de feedback, pentru că lasă copilul într-un loc poate complet nou, mai ales în cazul copiilor foarte mici, dar pe de altă parte, Oana, să știi că în calitate de părinte cu minte, am ascultat sfatul din episodul Back to School și nu am bombardat-o. De fapt, nu i-am trimis niciun mesaj învățătoare în prima lună și de-abia acum dar a fost... Dar ai avea întrebări să-i pui? A fost întâlnirea și am așteptat acea întâlnire care după prima evaluare. Adică am înțeles
că și oamenii care au grijă de copiii noștri zi de zi au și ei nevoie de un anumit timp să cunoască copilul, să îi cunoască rutina, să îi cunoască firea. Și apoi, degeaba mă arunc eu cu întrebări în fiecare zi, am niște întrebări de-astea de grădiniță, când la perioada asta de școală poate că nu sunt atât de relevante. Da, așa e, de asta am sfătuit părinții prima lună, primele 6 săptămâni să nu se repeadă, să pună întrebări punctuale învățătoarelor sau educatoarelor, la educatoare mai multe că sunt legate de sănătatea copiilor și să aștepte pentru că e timp pentru creștere. Ce ajută mult pe părinți este din partea școlii sau din partea învățătorului la început de an școlar sau în ședințele astea la o lună după să le dai foarte clar așa cadrul școlar. Cine ești tu ca profesor? Ce filozofie educațională ai? Sau ca școală, dacă lucrezi într-o școală care are cât de cât unificat sistemul educațional. Care vor fi ritmurile de creștere în programă? Care vor fi strategiile pentru ajutorul copiilor cu nevoi, toți copiii au nevoi speciale și cum pot să mă adresez, care sunt limitele mele ca om și ca școală, care sunt așteptările mele de la familie, care sunt etapele anume prin care trece un copil de 6 ani, de 7 ani, de 8 ani. Cu cât dai mai multă informare părinților la început despre cutia asta în care o să ne jucăm cu toții și despre regulile jocului, cu atât e mai mare siguranță și disponibilitatea oamenilor de a nu suprareacționa la un mesaj, la o cerere, la o presupunere, la o teamă. Asta ar fi cel mai important lucru, să existe în România suficiente întâlniri de început de an, suficiente cărți, suficiente informări publice despre rolul nostru, filozofia noastră educațională, direcția în care mergem. O să începem să vorbim acum despre anumite tipuri de copii. Ai enumerat și tu la începutul podcastului, pentru că sunt convinsă că foarte mulți părinți se vor regăsi într-o anumită tipologie și o să începem cu copilul care refuză să mai învețe pentru că, de exemplu, nu știu, poate că el l-a înțeles la clasă sau poate că capacitatea lui de atenție este una foarte mică. Cum lucrezi cu acest copil? Cu cel care pare că tragi de el mult sau trebuie să-l împingi de la spate că nu vrea, n-are chef. Copilul care pare demotivat și care este, căruia este greu să îndeplinească anumite sarcini de lucru, totul pornește, aș zice, tot de la relația pe care o stabilim cu copilul și de la cât de mult putem să îi cerem legat de sarcinile de învățare. Este nevoie să îl cunoaștem și să vedem cam la ce tip de sarcină se opune, dacă se opune în general la tot ce înseamnă învățare sau se opune la anumite sarcini. Te referi la o materie, la matematică, la o materie sau anumit tip de lucru. Sunt copii, de exemplu, care poate nu vor să lucreze în scris pentru că au o dificultate de exprimare în scris. Altora le este foarte greu să răspundă oral sau să facă prezentări și atunci se opun și nu fac genul acesta de activități. Identificându-le, putem să lucrăm la creșterea încrederii în primul rând a copilului că poate și că va duce la cu succes sarcina. În contextul ăsta în care copilul se opune și este și vedem că este greu, devenim partenerul lui și suntem împreună cu el în învățare. Hai să lucrăm împreună, hai să facem, hai să te ajut, hai să vedem unde te pot susține. Un fel de mamă îmi punge și eu trag la început până capătă el încredere și siguranță în a face sarcinile de învățare. Asta faci tu la clasă, dar părintele acasă cum să ajute ceea ce faci tu la când clasă? Avem, că s-ar putea să nu fie când suficient. Avem unul în clasă pe care simți așa că trebuie să-l tot împingi de la spate, pe lângă munca asta pe care o face ea acolo cu toți în clasă sau separat cu el, că îl mai ia și deoparte și în alte activități și în alte ore care are nevoie să-l cunoască unul la unul, trebuie să sunăm și părintele și să-l chemăm la o discuție ca să aflăm de unde din istoricul lui de viață vine. Fie letargie, fie opoziționism, devitalizare, fie toleranță mică la frustrare. Cauzele refuzului sunt foarte diferite și trebuie să vedem care e cheița care trebuie întoarsă. Și din discuție cu părinții îți dai seama. Băi, copilul ăsta a fost lăsat foarte mult de mic, de la 2-3 ani, la desene animate.
mintea lui nu e dispusă să facă efort intelectual, fiindcă e obișnuită numai cu superstimuli. Îi dă Andreea să lucreze nu știu câte exerciții de adunări și scăderi, el natural nu poate, pentru că ele nu se mișcă, nu zbârnâie, nu sunt colorate, nu sunt pe măsura pe care și-o dorește creierul lui ca să intre în acțiune. Te scopăr cu părinții treaba asta și ferm îi spun că, uite, eu ca școală pot să merg mai departe cu copilul tău dacă tu acasă îi dai un regim de viață fără asta. Îți promit că în 2 săptămâni, dacă scoți tableta, televizorul, telefonul, copilul tău va face un salt de cel puțin o jumătate de punct în evoluția școlară. Păi stai că o să spună părintele, păi cum, că îl frustrez, că toți colegii lui... Da, asta au spus și recent la ședință. Ce ne facem? Că ei spun, da, dar toți au și eu nu am. Aici iarăși explici părintelui că trebuie muncă de consiliere, că tu n-ai să poți, vei lucra în gol în clasă cu copilul ăsta dacă părintele nu e convins pe ce parte trebuie să acționeze el acasă. Apropo de asta, da, dar au și alții și copilul meu suferă. Vă amintesc că ăsta e cel mai simplu lucru pe care să exersați cuvântul nu. Eu sunt un părinte foarte bun și de mâine scoatem grupurile de WhatsApp și telefonul și desene animate, fiindcă n-am de ales, vreau să fiu foarte bun pentru tine. Întâi fermitate. Pe urmă sunt o groază de mici documentare, filmulețe și explicații despre cum funcționează creierul copiilor intoxicați de imagini cu viteză mare de mișcare și de stimul. Copilul înțelege după o vreme. De ce zic că este cea mai importantă etapă să-l exersezi pe nu? Tu ca părinte, pentru că copilul va veni și îți va ridica la filo o mulțime de alte lucruri. Toate colegele mele se machează. Nu. Toate colegele mele ies singure la petreceri la 12 ani. Toate colegele mele fumează. Toți colegii mei au împlinit 18 ani și au mașină. Nu. Mai bine zici nu acum când e mic și înțelege unde e limita. Dar ca să revenim acum la tipologia asta copilului, că nu, el nu refuză doar fiindcă e obișnuit pe ecran. Poate a fost super cocolit acasă și el n-are prag de frustrare, n-are chef să repete, să persiste pe un lucru care pare greu. Poate dimpotrivă, este foarte neglijat acasă, nu are conexiune emoțională reală și atunci creierul nu e dispus să facă efort. Poate dimpotrivă e frică acasă de ceva. De ce se întâmplă între părinți, de certurile lor sau pur și simplu a internalizat o temă de asta de viață care pare îngrozitoare. Intră tot sistemul lui pe protecție și pe apărare și creierul nu e dispus să facă muncă intelectuală. Andreea poate să facă în clasă o groază de tertipuri pedagogice și conectare, dar dacă mama acasă, în discuție cu mine, cu ea, nu descoperă cheița creșterii dorinței de a mai insista, de a lucra, de a ieși din așa zisa comoditate, noi nu avem șanse la școală, decât să împingem așa ca un bolovan înalt pe un munte, puțin câte puțin, dar cu o limită evidentă. O limită a cărei cheie totuși au părinții. Aș vrea să trecem la copilașul lent. El vrea să învețe, dar poate că nu ține ritmul, nu ține pasul cu restul clasei. Cum îl ajutăm? În cazul acesta mă întorc un pic la atmosfera din clasă și la încredere și la relație și voi pleca la fiecare discuție din zona aceasta. Pentru că dacă în clasă învățătoarea a reușit să creeze încredere și între copii, copilul care este mai lent nu va simți presiune că trebuie să fie mai alert, că trebuie să fie la fel de rapid ca ceilalți. Pentru că ăsta este unul dintre lucrurile cu care ne confruntăm. În momentul în care cineva are un ritm mai lent, simte nevoia să accelereze ca să fie la fel ca ceilalți. Și în cazul acesta, primul lucru pe care l-am făcut pentru astfel de situații a fost să plecăm de la ideea că nu toată lumea face lucrurile în același ritm. Le-am dat la un moment dat exemplul cu mersului pe bicicletă, spunându-le că dacă nu toți învățăm în același ritm și nu toți facem aceleași scheme cu bicicleta, pentru că pentru unii este doar o plimbare, vrem să facem doar o plimbare, pe când pentru alții poate, nu știu, vor să facă o competiție, au alt scop. În contextul în care creăm climatul acesta de încredere, copilul se simte safe
se simte în siguranță să lucreze în ritmul lui. Iar apoi intervenim la modul în care nu punem presiune, nu dau temă să lucreze 10 exerciții dacă știu că el lucrează mai lent, dacă știu că acele 10 exerciții lui vor lua 2 ore și pentru ceilalți o oră. În cazul acesta pun o limită și dau tuturor mai puțin, să spunem 5 exerciții de rezolvat ca temă sau de lucru în clasă și mai adăugăm pe măsură ce ceilalți termină și mai venim cu ceva în plus, astfel încât copilul care are ritmul acesta mai lent să nu simtă că nu a făcut, că nu poate ține ritmul. Și acasă cum lucrăm la problema asta? Că sunt o mulțime de familii în care un copil de-abia se îmbracă, parcă îmi și imaginez așa. Până sau când te apuci de teme, au timp morți, vor să plece de la masă, am tot povestit despre asta. Aici e foarte important să-ți vezi așa puiul. Unii avem o energie din naștere mai așezată, mai ticăită, mai liniștită. S-ar putea ca acest copil să aibă o mamă de-asta zdravână, zgomotoasă, super agitată, super organizată. Când intră în clash personalitățile noastre cu tipologia copilului, ori suntem conștienți de asta și îl respectăm pentru cine este, ori intrăm în război, pentru că vrem întotdeauna să-l aducem pe copil după chipul și asemănarea noastră. Sau un copil e mai visător, da? Aleargă după futuraș, în timp ce eu am fost o matematiciană și am lucrat tehnic sau sunt contabil și știu să-mi fac actele la timp și așa mai departe. Pentru că poate seamănă cu linia paternă și uite, e catasul, ce mă fac, trebuie să-l pun pe linia de plutire. Deci întâi trebuie să vezi tipologia copilului acasă, să sărbătorești cine este el. Și pe urmă să te uiți la ce vrea societatea, ce vrea școala, care e standardul. Și când zic standard, întotdeauna mă uit la media sănătoasă a inteligenței și a evoluției școlare. Noi când zicem standard în România, ne uităm la copilul olimpic, performant, ăla pe care îl pun pe Facebook, unii părinți. Și mă uit la al meu și văd distanța asta și mă gândesc că trebuie să-l corectez, să-l ajut, să-l salvez. E ceva neregulă cu el. Realitatea că dacă ne-am uitat sănătos la care-i programa, nici asta nu știu părinții. Mă întreba aseară unul la ședință, un tată pe bună dreptate, băi, clasa întâi, aș vrea să știu până în decembrie cam pe unde trebuie să fie copilul meu normal. Da? Care sunt indicatorii de performanță sănătoasă, medie, este o așteptare extraordinar de importantă și școala trebuie să o comunice, învățătoare. Ok, deci eu pe copilul ăsta ticăit, lent, trebuie să-l compar întâi în mintea mea cu media, ca să nu nebunesc, da? Cu media sănătoasă care te scoate cu nota 9-10 la examen, ești un om foarte bun pe termenul, sau și de 8, da? Foarte bine. Ok, și acum lui, cu așteptările astea realiste, trebuie să-i fac un regim de viață care se potrivească cu ritmul lui și să-l scoată câte puțin din confort. Dar puțin în zona proximală, nu în zona schelelor înalte de pe turnul sofisticat la care m-am gândit eu că trebuie să ajungă toată familia mea. Și ce înseamnă stil de viață? Un anumit ritm de lucru, o anumită organizare a timpului personal, un anumit mod de a mă așeza lângă el și să-l ajut să stea în tensiunea cognitivă, un anumit nivel de pauze de care are nevoie să-l mai pipăi, să mă mai giugiulesc, dar tot cu constanță, adică ce regim de viață impun luni, trebuie să-l impun și marți și miercuri. Copilul lent are nevoie să învețe prin foarte multe reveniri în urmă. Da? El nu învață așa trecând ca la fabrică prin materie, capitolul 1, capitolul 2. El are nevoie de multe explicații și reveniri. 1. Nu mă panichez că e prost, că așa învață el prin multe explicații. 2. Institui în casă un regim de viață atâta de o oră cât stau eu pe temele date cu măsură de învățătoare, la fel în fiecare zi. Că dacă îi schimb rutina copilului lent, l-am aruncat la câmpuț. Dar ce facem cu părinții aceia care au tendința? Și sunt foarte mulți și cred că foarte mulți din generația mea se regăsesc în treaba asta. Compară. De ce nu ești ca compară, n-au comparat tot timpul. De ce nu faci tu așa? De ce nu iei și tu notele astea? De ce nu participi și tu la concursurile acestea? Vă pot răspunde aici doar din perspectiva a ceea ce transmitem noi părinților, astfel încât să aibă ei acea stare de confort că în clasă copilul lor este acolo unde trebuie și că se simte bine.
În momentul în care avem discuțiile individuale cu părinții, este foarte important să punctăm exact plusurile pe care le are copilul, tot ceea ce face la școală, iar dacă sunt lucruri pe care nu le face încă, să le spunem ce ne propunem noi să facem, să îmbunătățim sau să le ajutăm în direcția respectivă. Să nu aducem noi în discuție astfel de comparații. Mai sunt situații în care învățătoarea le spune părinților că nu lucrează cât lucrează ceilalți sau că nu răspunde la fel de des ca ceilalți. Și atunci, pe fondul acesta al părintelui care deja face comparații, pune și mai multă presiune. Ajutorul nostru este din zona aceasta, din ceea ce face efectiv copilul și să-l validăm în fața părintelui astfel încât să înțeleagă că copilul lui are rezultate. Există o confuzie aici între panica aia de ființă vie, de creier primitiv care își vrea puiul fit for survival, da? Și atunci, da, te uiți comparativ, cum te uitai, nu știu, în parc la 2 ani. Al meu alergă, al meu e înalt, al meu nu strănută la fel de des ca al vecinului. Aia este mama mamifer care se uită să fie sănătos puiul și se uită prin comparație în general. Da? Că asta face mama natură, selectează pe cel mai puternic. La învățare nu mai este așa, s-a schimbat paradigma. Toți avem șansă să ne realizăm în lume dacă nu mai facem această veșnică comparație și concurență între copii. Și atunci în clasă eu nu trebuie să-l măsor niciodată în comparație cu al vecinului sau al colegului de bancă. Revin la ce am spus mai devreme. Eu trebuie să măsor vis-a-vis de competența la care trebuie să ajungă la finalul clasei 1, clasei 2, clasei 3. Și dacă le iei așa și ți le conspectezi în caietelul tău de mami și de tati, unde trebuie să ajungă cu calculul, cu scrisul? Apropo de scris și citit, în cele două cărți ale mele, copilul tău scrie și copilul tău citește, am pus special pentru părinți un capitol plicticos în care am enumerat ce trebuie să facă la 6 ani, la 7 ani și chiar mai devreme la grădiniță ca să nu nebunim, să alergăm pe repede înainte. Optul ăla de astăzi poate să însemne o extraordinară piatră de sărit către succes. Doar că astăzi pentru el e 8, pentru colegul de bancă e 9,50. Fiecare din acești doi copii se află pe o linie de creștere. Da? Pentru că am măsurat la un moment dat, n-am măsurat la sfârșitul anului. Vorbesc de testele astea din timpul anului. Părinții sunt obsedați să măsoare ca într-o fotografie toată calitatea vieții după nota aia 8, uitându-se, cum ne spune Andreea, uitând să se uite la ce face copilul și acele două puncte pierdute, dacă sunt dintr-o ușoară neatenție care se vindecă în timp, dintr-o ușoară instabilitate a unei deprinderi care pentru copilul tău se așează după 10 repetări, da? Al vecinului după 5. Nu e niciunul mai fit for survival. Cel care este fit for survival este cel care este emoțional bine echilibrat. Nu care s-a luptat cu frica că i-a ajuns din urmă de altcineva. Aia e frica de junglă. Viața noastră profesională e greșit gândită ca fiind o junglă. Sunt mult mai mulți oameni mai buni decât mine pe educație, să zicem, care n-au ajuns poate să facă educație. De ce? Poate au avut multe întrebări, nesiguranțe de sine, neliniști, poate au plâns din orice lucru, poate s-au destabilizat la orice chestiune. Ce mă ajută pe mine profesional să evoluez și pe tine este o anumită carismă și o anumită abilitate de a crede în tine, o carismă care vine tot din starea ta de bine. Dacă ai fost foarte judecat, comparat, biciuit în copilărie pe sentimentul că nu ești bun niciodată, nu satisfaci, n-ai ajuns să dai nota asta a vecinului, ești mult mai puțin predispus la succes social și profesional. Da, în legătură cu ce spui, mai sunt copiii de astăzi speriați de întoarcerea părinților acasă de după ședințele cu părinții, cum eram noi de pildă?
Sau, nu știu, n-am... Sunt școli și școli, unde... Pe ai noștri nu i-am simțit așa. Cu copiii cu care am lucrat până anul trecut, după ședințe, aveam chiar discuții amuzante despre ce le-ai spus părinților despre ceea ce facem noi la școală. Dar era o liniște a copiilor, în niciun caz teamă. Uh-huh. Hai să vorbim un pic despre copilul la vorbăreț, care tot timpul are ceva el de spus. Și întrerupe ora. Bate în bancă, bate din picioare, face pe clownul. Cred că în fiecare clasă este... Nu există societate un astfel fără de copil. Un astfel de model. Acești copii fac parte din diversitatea clasei, a fiecărei clase. Exact cum spuneați mai devreme, într-un grup, indiferent din ce zonă, din ce medii, cum se formează acel grup, vom găsi până la urmă cam aceleași tipologii. Și una dintre ele este aceasta, acelui care are tot timpul câte ceva de spus. Ce pot să fac în clasă pentru el este în primul rând să-i acord șansa, oportunitatea, contextul să vorbească. Pentru că dacă îi ofer la începutul orei un minut sau două în care el povestește sau în care el este cel care răspunde primul la întrebări, el se mai relaxează puțin. Astfel încât nu va mai simți nevoia să intervină tot timpul. Copilul care vorbește mult, de obicei are nevoie să fie văzut de ceilalți, să fie validat. Iar lucrul acesta, odată rezolvat la începutul orei, îl relaxează puțin și nu va mai interveni de atâtea ori. Un alt lucru este de setat cu copilul, după ce îl cunoaștem și avem deja o relație în care îi spunem efectiv, uite, în clasă sunt, nu știu, 20-15 copii, e nevoie ca fiecare dintre ei să răspundă sau eu să discut cu fiecare dintre ei, te rog frumos să. Și de cele mai multe ori funcționează foarte bine discuția asta în care copilul se înfrânează în momentul în care e nevoie, când are un alt coleg de răspuns sau are ceva de spus. Și tot pentru copilul vorbăreț este nevoie să creăm acele contexte în care el să strălucească, să vină în față, fie că este o piesă de teatru, fie că este o prezentare de proiect, pentru a-l face pe el să exprime tot ce... Nu tot, dar mare parte din cunoștințele lui, din ceea ce vrea să împărtășească cu ceilalți, astfel încât să nu mai simte atât de pregnant nevoia în timpul orei să intervină. Și acasă ce îi spune? Da, acasă îl sun pe părinte dacă acest copil vorbăreț are și o componentă anxioasă, adică el vorbește pentru că simte că așa supraviețuiește. Acela e copilul care tot timpul fură ora, devine obositor, apăsător, nu-l mai poți opri. Tehnicile ei sunt tehnicile pentru copilul din natură vorbăreț, dar uneori în clasă avem și copii care nu se pot opri din vorbă, agită, fac o glumă, trântez, lovesc și sunt școli care au probleme mari cu astfel de copii. Nu există tehnici pedagogice afară de cea de care a vorbit ea, care să ajute copilul care are o latură mare anxioasă și care simte nevoia mereu să fure din energia orei și să iasă în față și să vorbească și să-l taie pe celălalt. Există doar tehnici pe care familia le poate aborda. Un copil de ăsta agitat, care vorbește continuu de regulă, are acasă un plan energetic relațional între părinți sau între părinți și el, foarte surescitat, foarte agitat, cu părinți impetuoși, cu părinți care vorbesc unul peste altul, care au vieți de familii dezorganizate, care explică prea mult, cicălesc prea mult, vorbesc de mai multe tipologii. Harta lui mentală este ca o mulțime, ca o ploaie de alea de gloanțe de mitralieră care ies în toate direcțiile și în clasă nu se poate aduna. Ea încearcă și încearcă și facem exerciții de respirație, explicăm, îi dăm atenție și totuși o sună acasă la părintele a cărui copil nu se poate potoli. Există și astfel de situații și sunt mulți profesori cu frustrare ce să-i facă ăstuia și sunt mulți părinți cu frustrare, doamna n-are tehnici. Copilul meu trebuie potolit cu autoritate. Merge autoritatea o vreme și frica pe copilul ăsta, dar e toxică și dă în chestii mult mai grave. Iarăși trebuie cu familia multă consiliere
Știu că e nerealist, știu că o să spună iar ascultătorii că trăim într-o bulă, dar ăsta este standardul către care trebuie să ne îndreptăm. Copilul surexcitat, cu o hartă mentală explozivă care nu se poate liniști în colectivitate, are nevoie de schimbări mari în planul familial de acasă. Da, și în general oamenii, părinții, mulți dintre ei au așteptări doar de la școală. Exact, asta vreau să delimităm. Nu, școala poate să facă ce spune Andreea. Dar dacă el e la limita aia clinică anxioasă în care nu poate fi oprit pentru că mintea lui a intrat pe o rotiță din asta de care nimeni, el nu poate fi responsabil să o oprească, atunci lucrăm cu adulții din viața lui, fiindcă sigur este o cauză acolo de relație cu copilul, de limite ale copilului, de conectare cu copilul, de hartă mentală surexcitată, de ADHD care de multe ori e pe fond emoțional, nu e neapărat legat de s-a născut și așa. Poate nu ajunge să fie diagnosticat. Și dacă îl diagnosticăm, în România sunt diagnosticați copiii, dar următorul tratament e medicarea lui, care nu e neapărat un lucru nesănătos, dar către care toate familiile au un oprobiu și o teamă să se ducă. Avem mulți copii cu tulburări de atenție, cu deficit, cu frichineală de asta, cu nevoie de mișcare mare în bancă, care au neapărat nevoie de clinician, de terapeut sau cel puțin de o discuție cu familia care să-i facă să observe ce anume din viața lor de după amiază trebuie să se întoarcă la momente de liniște, de calm. Ce recomand părinților acasă? Jocul mut, 10 minute, să se joace prin vorbirea prin semne cu copiii, exerciții de respirație, masaj la culcare, aromaterapie în casă, vorbitul încet și în șoaptă, scoaterea de pe fundal la televizorul, a radioului, scoaterea de reflexului de a vorbi unul peste altul al părinților. E posibil să nu fie experimentat liniștea. Da. Și creierul niciodată să nu fie găsit oaze de autocentrare. Iar școala e prin definiție un loc surexcitant. El trăiește în proximitatea atâtor altor personalități de la care se încarcă. El dacă nu are limite acasă. Sau părintele dimpotrivă este super cu lupa pe acest copil. Și acest părinte dă surexcitare, agitație și nevoie de a te băga în seamă tot timpul în oră. Pentru că este atât de strivit, să zicem, de umbra mamei sau tatălui, ori critică, ori perfecționistă, că undeva trebuie să explodeze. Un profesionist, un învățător cu vechime trebuie să ia părintele ca pe niște copii și pe ei să le spune, hei, avem nevoie acasă de un regim, de un regim de viață care să-i potolească surexcitarea, anxietatea. Părinții zic, e agitat că se plictisește, nu e doamna fantastică, nu se dă peste cap în fața clasei, nu are tehnici. Nu, e de multe ori surexcitarea asta a copilului foarte vorbăreț, nu vorbăreț, vorbărețul e simpatic, eu vorbesc de vorbărețul surexcitat, vine la pachet cu nevoia de a lucra cu părinții. Rămânem un pic în zona asta și vreau să ajutăm un pic părinții cu niște sfaturi legate de oboseala copiilor. Uite, oboseală pe care o remarc inclusiv la copiii mei. A început școala de vreo lună și jumătate, deși mă străduiesc să îi bag la somn de vreme și îi bag la 8 și jumătate, sunt în pat și de cele mai multe ori adorm, doar că se trezesc de vreme. Aparent nu le ajung aceste 10 ore de somn și se plâng de oboseală. Cum facem să-i ajutăm? Nu mai au timp să doarmă la prânz, clar. Deja la școală n-au cum să facă treaba asta și stau și foarte mult la școală. Da, primul lucru pe care l-au de făcut este exact cum spui tu, să respecte o oră de culcare în fiecare seară, pentru că noi auzim destul de multe povești în care copiii vin și ne spun că au stat până târziu. Până târziu însemnând peste 11 sau chiar mai mult. În contextul în care un copil nu doarme, în care este obosit, clar se va resimți la școală. Apoi este perioada aceasta de weekend. Eu, de exemplu, ca mamă, în weekend reușesc să reglez lucrul ăsta prin a nu-l duce și într-un program foarte încărcat și foarte agitat și în weekend. Să-i ofer spațiul acela în care să fie el cu el, să fie liniștit și să fim noi în familie. Fie că avem o masă împreună sau fie că ne uităm la un film împreună, fie că petrecem timpul acasă, efectiv, jucându-ne, stând de vorbă sau făcând treburile casnice, dar fără a ne mai duce
pe repede înainte și către petrecere și către festival și către... Adică să nu le încărcăm agenda. Exact. Programul. Copiii o treabă un weekend, da, ce, exact, ce program avem și eu luăm așa de sâmbătă dimineața. Și te și simți obligat, fiindcă da, îți petreci puțin timp cu copilul, da, tău, să-i încarci și weekendul. Dar pentru copii încărcare înseamnă timp cu mama și cu tata. Uh-huh. Uneori chiar și pe covor, nu trebuie să-i ducem la party-urile alea pentru copii, care sunt teribil de surescitante. Toți părinții au senzația că ei se distrează, dar țipetele, clownii, baloanele, dulciurile, muzica tare, muzica tare, toată lumea are senzația, vai ce fericit e copilul. Noi așa, ca profesioniști de 20-30 de ani, când vedem party-urile de copii, ne îngrozim. Adică eu n-am fost și de ceva vreme la nicio invitație de party. Sunt complet împotriva party-urilor de copii mai lungi de o oră. Și se mai întâmplă să fie și câte două, trei în weekend. În același... Sunt, și copiii știu deja că au fost invitați. Sunt cocktail-uri de îmbătare a minții cu stimuli și surescitare. Păi și ce să, ce să facem, Oana? Să te ne ducem? Te duci o oră, faci ritualul, spui la mulți ani, te bucuri un pic, dar le extragi repede, pentru că toate petrecerile de copii sunt de genul, părinții se duc într-o parte, uh-huh, să vorbească și ei, și ăștia intră ca într-o mașină de spălat, într-o agitație care nu se descarcă decât a doua zi la școală, luni. Da, ți se întâmplă să doarmă copiii? În clasă la mine, da, nu, dar la colege, da. Doar știu. Adică din poveștile colegelor știu că au fost copii care au adormit și într-adevăr la un moment dat am dus o fetiță să se odihnească pe patul din cabinetul medical pentru că era atât de obosită încât nu mai putea să stea. Bine, la mai oră au părinții nunți, plecări, dar avem copii din categoria celor agitați pe care dacă îi gâdil un pic în spatele urechii sau pe mână, adorm pe bancă până pe la vreo clasa a doua, așa. Adică e clar că corpul lor are nevoie de relaxare, de masaj, nu l-a primit la timp, îl primește în oră, ce să-i facem, e vremea copilăriei. Ajungem la cazul copilului care este agresiv și care bate și sunt iarăși multe cazuri în școlile din România. Acum, poate că nu vorbim neapărat de copiii care sunt mai mari și da, ăștia mici în clasele primare mai au tendința să se bată. În legătură cu acest lucru sunt foarte multe lucruri de făcut. Este intervenția directă asupra copilului în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, cu mesajul clar că este nevoie să se oprească și să nu mai facă lucrul acela. Este nevoie apoi de o discuție cu copilul în momentul în care se liniștește, deci după ce și-a trecut probabil furia, supărarea, în care vorbim despre impactul pe care îl avem asupra celorlalți, cum se simte celălalt în momentul în care este lovit, cum primește lucrul acesta. Copiii nu realizează de foarte multe ori impactul pe care îl au asupra celorlalți. Am avut în discuțiile cu copiii, îmi spuneau, dar doar l-am împins ușor. Acest împins ușor pentru celălalt copil înseamnă de fapt mai mult, înseamnă împins și o stare emoțională negativă pe care o simte. Iar momentul în care explici copilului lucrul acesta, chiar dacă pe moment îl înțelege, nu rezolvă situația dacă este ceva repetitiv, dar ajută. Pe de altă parte, e nevoie să avem în vedere lucrurile acestea în momentul în care organizăm activitățile clasei, în momentul în care aleg filmulețele pe care le aduc copiilor și creez discuții în jurul lor legate de modul în care ne comportăm la școală, pentru că copiii uneori nu știu ce ar trebui să facă, li se pare firesc să facă așa. Poate plecând și de la ideea asta că în timpul unei petreceri în care nu a fost supravegheat, nu a fost nicio regulă, au putut să facă de toate, li se pare ok să facă lucrul ăsta și la școală. Dar există o consecință? Punem și o consecință acolo? Punem și o consecință, dar nu o punem imediat. De exemplu, în cazul copilului mic care e nevoie abia să învețe cum să se comporte, e nevoie întâi să-l învățăm și să-i spunem ce așteptări avem de la el și să aducem reguli foarte clare pe care să le respectăm.
la care să facem referire. Venim cu consecința în momentul în care vorbim de un comportament repetitiv, de un copil mai mare, și atunci este nevoie într-adevăr de o altă intervenție. Profit de faptul că ai fost și educator, foarte multe conflicte la grădiniță, da, așa, din senin, de la o jucărie, încep să-și mulgă jucăria și după aceea se ajunge la bătaie. Și vine mama, află mama că Cutărescu l-a bătut și vine la grădiniță foarte supărată că copilul Cutare bate. Cum facem în cazul ăsta? Cred că aici ne întoarcem puțin la discuția aceea în care educatoarea, învățătoarea în pauze este printre copii și este foarte important ca ea să fie acolo și să fie observat momentul astfel încât să poate să-l explice și să-l explice în termeni comportamentali ce a făcut fiecare copil. Încă mai avem, din păcate, tendința, o parte dintre noi, să relatăm părinților întâmplările la modul judecativ, cu judecată, în momentul în care observăm joaca aceasta între copii că a tras și spunem, da, păi copilul s-a dus și a smuls și atunci el l-a lovit. Este foarte important să vedem cât este joacă, când este joacă și să simțim momentul acela în care nu mai este joacă și devine treabă serioasă și cu încărcare emoțională negativă și să intervenim. Chiar dacă a avut loc, nu știu, n-am surprins momentul și a avut loc, nu știu, cum ai spus, poate o smulgere de jucărie sau poate un împins pe care îl mai fac copii. Sau o să vă dau iarăși un exemplu de un incident când era Vlad mai mic, avea 3 ani, era în baz și probabil nu știu ce s-a întâmplat acolo. S-au certat între ei copiii și a zgâriat o colegă pe față și a zgâriat-o destul de rău. Adică eu am primit poze cu fetița zgâriată și normal că în momentul ăla, aoleu, cum, ce o să facem? Cum să rezolvăm această problemă la el? Cum să explic că a procedat greșit? Evident că i-am spus lucrurile astea. Ce am făcut în plus? I-am cumpărat un buchetel de flori și a doua zi s-a dus la fetița respectivă cu un buchetel de flori și a cerut iertare. Habar n-am, nu știu. A doua oară n-am mai făcut. Da, uneori copiii sunt încolțiți de un alt coleg, cum e în bas, unde nu e un supraveghetor, nu e cineva care prin prezența lui transmite copiilor starea aceea de autoliniștire. Mm-hmm. Un copil de 4 ani n-are autocontrol. Când se simte amenințat sau își simte spațiu invadat de alt copil, reflexul este cel de ființă care se apără și uneori a mușca, a trânti, a apuca, a zgâria sunt reflexe pasagere în situații extreme în care ăsta mic n-a calculat situația, s-a simțit realmente atacat și a simțit să-l scoată pe celălalt din spațiul lui personal. Aici, sigur, reparăm, îi spunem ce a simțit fetița cealaltă, dar nu facem din asta motivul îngrijorării noastre legat de agresivitatea pe termen lung a băiețelului meu. Poate cu o astfel de situație l-a învățat, l-a sensibilizat, știe de acum încolo să se ferească de primul impuls personal. De fapt, a nu bate, a nu lovi, a nu mușca, a nu împinge, ține de nivelul de autocontrol pe care îl exercită fiecare copil asupra sa. Cât de bine știe să pună cuvinte pentru fixarea limitelor, cât de bine știe să respire, cât de bine știe să se uite în ochii celuilalt cu semnalul că, hei, eu nu accept asta, cât de bine se simte păzit de un alt adult la care poate să apeleze imediat. Dacă el e singur și încolțit, un copil până 6 ani va sări la bătaie neapărat, pentru că ăsta este instrumentul de supraviețuire, e reflexul sănătos al naturii. Pe de altă parte, sunt și copii care sunt agresivi sistematic și care vin așa valvârtești la școală și în două pauze au trântit vreo 3 la pământ. De ce și se vede asta? Că descarcă agresiv în corp niște trăiri. Eu îi văd după o singură zi. De exemplu, s-a întâmplat acum la grădi un băiețel minunat, frumușel, lipicios, din prima zi poc, troc, trosc, împins și așa. Am sunat-o pe mami, tot prietenește și am întrebat, uite, noi nu ne cunoaștem, am nevoie așa să știu, uneori când intri în clenciuri cu el, nu te ascultă, țip mult la el, reacționezi, da, îmi pierd cumpă, tu țip la el, ridic glasul, din păcate n-am ce să fac. Deci, tot cu mami, tot la mami e cheia, dacă ea folosește agresivitate când se supără, nu neapărat fizică, doar ridică glasul, doar e impetuoasă, doar îi scârție vocea într-un anumit fel, doar se bășică din orice,
Vă promit că este perfectul aluat pentru a-l face pe ăsta un mic bătăuș la grădiniță. Impulsivitatea mamei este singura realitate pe care el știe să o dea ca pe o leapșă în colectivitate. Sau, deci aici iarăși trebuie de lucrat cu mamei și de pus câteva instrumente în mâinile părinților despre cum să nu reacționeze așa de impulsiv, furtunos, imperios, cu ridicat de voce la niște mici lucruri pe care ăsta încă nu le înțelege. Sau tati este foarte critic, da? Foarte critic. Vorbeam cu familia, o fetiță mare. E impulsiv copilul sau nu are sistem de ghidaj social. Din potrivă, nu e impulsiv. Se duce cu gloata la orice chestie, nu are selecție dacă face bine sau nu. Se duce după cum spune majoritatea. Hai să aruncăm cu pietre peste gard, aruncăm. Hai să traversăm strada în fugă, traversăm. De ce? Că sunt rău? Nu. Poate am acasă un părinte foarte critic care mi-a suflat în ceafă tot timpul și eu când sunt singur nu știu cum să navighez prin viață. A nu se înțelege că învinovățim părinții. Toți avem tipare comportamentale, dar aceste tipare comportamentale sunt singura realitate pe care copiii o știu de acasă și pe care o translatează în societate. Acum mă gândeam așa la o discuție în oglindă, că am fi putut să fi făcut și așa. Părintele critic. Cum e copilul la școală? Da, un părinte critic depinde de personalitatea copilului, dar trăind de 30 de ani cu familiile astea, cu 10 ore pe zi, am învățat dincolo de teorie să vedem cu toții cheia între hai, nu învinovățim copilului, îi transmitem limitele, îl mustrăm, vorbim impetuos când el agresează, punem clar limite, îl fac să fie și empatic, am toată discuția asta cu el. Dar dacă acasă încă tati are crize de nervi, da? Sau mami, sau bunica e super critică, el undeva trebuie să scoată energia asta din el, pentru că este foarte împovărătoare. Și de aia, după atâția ani, am învățat când văd un copil că lovește, să nu mă uit la el ca la un vinovat. Mă uit la el ca la o victimă, ca la cineva care a primit durere sufletească sau ca la cineva în jurul căruia gravitează o mulțime de adulți care poate nu mai dau unul altuia palme, dar dau replici usturătoare, sunt agresivi, sunt caustici, sunt aroganți unul cu celălalt sau judecător. Ironia aia despre care vorbea Da, el Gaspar nu spunea Gheorghe. Ironie, spunea dezgustul ăla, știi, da, personal. Da. Da. Deci noi avem de-a face cu copiii, dar și cu familiile din spatele lor, cu energia familiilor lor. Și asta înseamnă un părinte conștient sau o școală conștientă. Să lucrăm cu toții. Cum și ea poate să vină în clasă și eu cu o energie toxică. Și imediat copiii intră așa ca într-o vibrație, nu? Cu starea mea sufletească. Este un lucru la care am exersat mai mult în ultima parte a carierei, modul în care intru în clasă, ideea, gândul cu care mă duc către copii. Și deși nu mă așteptam, am văzut că funcționează, nu mă așteptam că pot eu să fac lucrul acesta, adică să intru în clasă și să spun astăzi va fi o zi bună, vom avea o zi minunată. Și așa a fost. În momentul în care am intrat cu gândul ăsta că va fi liniște, că vom avea o zi excelentă, că vom face ceea ce ne-am propus, așa a fost. În momentul în care am uitat să fac lucrul ăsta și m-am dus și eram și cu gândul la că mai am desemnat un document, că n-am găsit loc de parcare sau eu știu ce ne mai frământă pe toți, le transmit și lor agitația și gândurile mele și încep să reacționeze, să freamăte, să nu ne mai conectăm până la urmă. Dar predicția asta mentală cred că putem să o facem și noi părinții acasă când îi trimitem la școală sau la grădință. O să fie o zi minunată și toate o să iasă așa cum trebuie și dacă se suprapune și peste un gând al dascălului la fel... Pot să răspund aici, mai e nevoie să și credem lucrul acesta. Pot spun, da, du-te că o să fie bine, o să fie minunat, o să... Și te gândești la ce factură ai de plătit. Da, deci efectiv contează ceea ce simțim în momentul în care transmitem mesajul. Aș vrea să vorbim un pic despre copiii care au probleme acasă. Sunt copii care vin din familii destrămate, care au trecut printr-un divorț și au trăit și ei divorțul acesta odată cu părinții lor sau, nu știu, poate o altă situație, un deces în familie. Cum lucrezi cu ei? Cu grijă. Cu grijă și cu afecțiune și cu înțelegere.
Ei, cei pe care i-am cunoscut și cu care am lucrat de-a lungul timpului, am observat că de lucrurile acestea aveau nevoie. Și aveau nevoie uneori doar de o îmbrățișare. Și aveau nevoie de foarte multe ori să fie văzuți în timpul orei, efectiv stabilit acel contact vizual cu el în timpul orei, chiar dacă nu-l numesc, chiar dacă nu răspunde în acel moment. Deci partea aceasta de conexiune, de legătură. Un alt lucru, să nu cădem în situația în care să ne fie milă, pentru că mila este diferită de compasiune și de empatie și de înțelegere. Copiii sunt puternici și pot să treacă prin aceste momente, să nu îi încărcăm noi, adică vai săracul prin ce a trecut, le vom transmite noi lucrurile acestea, deși poate el nu are aceste lucruri trăite. Și mai este mai putem interveni și prin temele pe care le abordăm la clasă. Aici este mare nevoie de atenție. Nu organizez ziua tatălui dacă știu că un tată nu poate să vină. Un singur tată e suficient să știu că nu va ajunge și că un copil poate ar suferi. Nu organizez. Și alte exemple de genul acesta. E nevoie de un pic de atenție. Una dintre cele mai puternice amintiri pe care le am din școala primară este povestea unei colege, o fetiță, ai cărei părinți erau în divorț și au venit într-o zi la școală, amândoi, și s-au bătut în fața clasei și am imaginea asta și acum, după 40 de ani, cu învățătoarea între ei și ei aruncându-și palme și pumni pe deasupra învățătoarei. Se întâmplă asta sub ochii noștri ai profesorilor, na, familiile izbucnesc. Asta e grav, într-adevăr, să asistăm la tantrumurile adulților, că ne destabilizează pe noi copiii. Dar fiindcă ai amintit de divorț, Simona, e foarte important, apropo, a existat un lucru extraordinar asta cu mila. Există familii care divorțează și există mult stigma a divorțului în societate. Uh-huh. Am văzut la multe reuniuni între profesori care justifică, normal, că e dintr-o familie divorțată. Când învățătorul, educatorul a pus etichetă pe familia aia ca având o ratare, sunt ratați, da, e o ratare, se duce mult și pe copil stigma asta. Apropo de ce aș mai putea spune în plus aici față de ce a zis Andreea, facem foarte multe gafe legate de asta și copiii simt. Într-o școală, o treime, mai ales în mediul urban, sunt și părinți divorțați. Copiilor au puterea de a merge înainte, părinții își găsesc un echilibru până la urmă între ei, trec de faza zgomotoasă, dureroasă, de luptă, dar de multe ori cadrele didactice au această e din familie divorțată. Și am văzut eu la conferințe, la așa când vorbesc profesorii între ei sau în cancelarii, că pun această stigmă ca și cum copilul ăsta e tarat. Nu, copilul ăsta are o șansă, trebuie privit, iubit la fel ca înainte, viața merge înainte. Apropo de, mi-ai amintit că ai zis asta cu mila sau cu superioritatea. Că de fapt adultului. Este percepția adultului. Da, copiii, și cum percepem copiii, cam în lumina aia se și duc, din copiii, păcate. Cred că iau lucrurile astea mai firesc. Tot Ana a venit și mi-a povestit despre un băiețel care a spus el la clasă că mama stă într-o parte, tata stă într-o parte și o familie divorțată a folosit termenul și a venit Ana și mi-a spus și ea la fel cum firesc că uite, cu tare a venit și mi-a spus că el are două case și merge și la mama și la tata o săptămână. Și cumva am continuat, m-a ajutat, mi-a ridicat mie la filă ca să duc discuția că există și astfel de familii în care părinții s-au separat, poate că unii s-au recăsătorit, familii recompuse. Da. Dar eu ca profesor trebuie să privesc copilul ăsta în aceeași lumină, să-i dau aceleași șanse. Sunt oameni care au prejudecăți că acest copil nu mai are șanse ca ceilalți. Doar pentru că a trecut printr-o perioadă grea la un moment dat sau pentru că familia lui a ratat nu știu ce. Asta e important să atenționăm profesorii care ne ascultă. Aș vrea să vorbim și despre copilul supradotat, copilul care știe mult mai multe decât restul clasei. Se întâmplă și astfel de situații. Ce facem cu el? În primul rând, e bine să-l recunoaștem și să-l validăm și să nu ne speriem. Mi s-a întâmplat să am discuții sau să știu de situații în care momentul în care copilul știe foarte multe lucruri, aduce foarte multe informații în clasă, vrea să împărtășească cu ceilalți, să fie oprit la modul, lasă că știu eu mai bine decât tine.
copilul acesta poate fi o resursă. În momentul în care el vine în clasă și împărtășește cu toată pasiunea, cu tot dragul din ceea ce știe el, din ceea ce a descoperit, poate fi folosit ca resursă în clasă să aflăm și noi mai multe, să aducem teme în discuție în clasă de studiu, de proiecte, pe baza a ceea ce ne împărtășește el. Sunt copii care se descurcă, sunt supradotați în zona aceasta de gândire matematică. Iar noi în zona de învățământ primar la clasele mici rămânem foarte mult ancorați în partea concretă, în metodele de anumite metode și pași de lucru. Dar dacă am un astfel de copil în clasă, nu înseamnă că trebuie să-l țin doar acolo. Dacă el poate rezolva un exercițiu algebric, nu înseamnă că el nu o poate face. Doar că îi cer să facă și rezolvarea aritmetică, așa cum o facem la nivelul programei, dar apoi pot veni și poate el să facă și rezolvarea aceasta. Nu e neapărat de a da în plus, ci de a da o altă cale. Uh-huh. Copiii aceștia sunt cumva trei stadii ale dezvoltării în ceea ce privește învățarea. Avem stadiul preoperațional, operațional și apoi gândirea abstractă. Sunt copii care, deși ca vârstă ar trebui să fie în zona operațională, ei deja cu gândirea sunt în zona cealaltă, în abstractă. Iar eu pot să folosesc lucrurile acestea în clasă, ceilalți, chiar dacă nu înțeleg încă, le voi ridica... Îi voi face curioși și dornici să afle și ei și să știe și ei. Sunt foarte valoroși în clasă acești copii. Dar e bine să îi învățăm, nu știu, să scrie, să citească înainte să intre la școală, la pregătitoare? Dacă este o ambiție a noastră, a părinților, să învățăm, nu. Dacă vine în mod natural, pentru că are copilul o înclinație, o dorință în zona aceasta, da, o încurajăm și o facem. Dar nu la modul de eu vreau neapărat copilul meu la 4 ani să scrie și să citească și să arăt că uite, la 4 ani face lucrul ăsta. Deci dacă el e interesat la 4 ani să citească, nu-l oprim pe concepția că o să se plisească la școală. Orice îți ridică la fileu trebuie preluat și dus mai departe. Dar nici nu trăim lângă copilul supradotat cu urgența că trebuie să-l hrănim în permanență cu superstimuli. Îi dăm doar varianta asta, o alternativă, un alt tip de rezolvare, un alt mod de a gândi acest proiect, un alt mod de a reorganiza informația pe care ea o are de dat la clasă, un mod, să zicem așa, organizat celorlalți copii. Există și excesul celălalt de gândire al părinților copilului supradotat, că acesta trebuie scos total din mainstream și băgat pe o linie de performanță aproape de asta, de tip sportiv olimpic. Există și școli în lume care au făcut asta, au luat copiii supradotați, au pus de vreme în medii super stimulative, unde unii au înflorit, unii au căzut. De ce? Pentru că de obicei copilul supradotat are și un decalaj emoțional natural, pentru că el emoțional e la nivelul vârstei. Emoțiile nu prea cresc în ritmul supradotării intelectuale. Cam toți suntem în stadiul cronologic. Cei mai mulți dintre noi suntem mai jos decât stadiul cronologic. Și rolul școlii și al învățătorului este să nu alerge cu acest copil prin materie. Dacă vrea familia și are puterea să-l ducă și la ceva extra super, poate o dată sau de două ori pe săptămână, că neuronii lui nu se pierd, nu mor, nu se aplatizează, are timp după 16 ani încolo să facă performanță, dar rolul meu este să-l țin într-un mediu cât mai aproape de restul clasei, să nu se simtă întotdeauna atipic, să nu se simtă mereu exterior grupului, să participe la viața emoțională și socială, să facă jocuri de rol, să se prostească precum ceilalți copii, să facă partea aia de muncă, să zicem, repetitivă, pentru că l-ajută pe răbdare, pe anduranță, pe... Deci asta e foarte important să transmitem, că am avut multe întrebări legate despre ce fac, trebuie să-l îngraște, să-i dau din ce în ce mai mult stimuli sau îi dau așa în fiecare zi câte un pic cât să simtă satisfacție pe nivelul lui de intelect și mă concentrez pe viața lui socio-emoțională în anii formativi, muzică, sport. Uite, am o mămică de băiețel supradotat care e clasa 6 și am întrebat-o, vrei să-l băgăm la matematică sistematică? Ar putea fi pregătit. Nu, deocamdată i-am luat chitară și vreau să facă chitară. Pentru că eu aș vrea ca anii ăștia, care are timp el să-i duduie mintea,
să fie cel mai bun prilej să exploreze cu corpul, cu ritmul, cu muzica, fiindcă știu că vor avea pentru el consecințe emoționale mai importante decât, să zicem, performanța intelectuală în lumea de mâine, unde navigarea este într-adevăr bună prin viață dacă ai competențe intelectuale, dar este mai ales despre inteligența socioemoțională. Andreea, avem ceva pentru tine. Okay. Este așa, de acum un soi de mascota emisiunii și un voucher de la prietenii noștri de la Câte în lună și în stele pe care să-l folosești cum vrei tu, pentru ce copilaș vrei tu. Mulțumim foarte mult că ne-ai arătat cum se văd lucrurile și de acolo, din perspectiva dascălului. Oana, mulțumesc mult! Mulțumim! Mulțumim, Andreea! Și ne vedem data viitoare la Părinți cu Minți! Zunivers Podcasts.